Salutare, tovarăș! Bine ați venit la War Thunder pentru români. Pentru că cineva m-a întrebat sau mi-a recomandat că ar fi bine dacă aș juca și un pic de War Thunder. Joc destul de mult War Thunder, jucam mai mult înainte, dar m-a cam plictisit lunile astea, mai ales în ground combat, unde meciul se termine foarte repede, că toți idioți îți scot câte un bombardier, mai ales e doiuri. Oh, să distrugem bazele repede, să ne jucăm doar 5 minute pe o hartă, na. Cred că ceva m-am văzut. Asta vreau să prind ieri, pentru să vine lagul peste mine. Calcă Message Me Too! Îmi place ieși Message Me Too, are un tun de 5 mm. Dacă îl prind înainte să vine lagul pe mine, întoarci, bun. Pe 47. Na, nu cred că sunt prevenții prea mult. Tirai tu să vii. Ne-a încă mulți amici. Ah, l-aș prinde încă o dată, bine ar fi. Trebuie să ne ridicăm, cred că se prăușește. Da. Ok, unde e următorul? Gunner, fă-și treaba. Ce-i drept, e un pic cam... ce dracu, mi-a luat aileronul. Fuck, fuck, flapsul în dreapta. E ceva care putea să fac un face-to-face lagul ăla. Da, că mi-a luat coada. Și mi-a luat pilotul. Da, mă așteptam să am backup acolo. Dar am luat un ier. Măcar atât. Germanii! Îmi place, mi-a ieșit minte, poate să zice că e rapid și poate să... poate să descurce bine cu bombardiere. Din păcate, toți eu să scot bombardiere. Nu cred că Wellington e mai periculos. Și deja... un propriu un sfert de metri s-a dus că toți bombardează baze. Deci ground combat e o porcărie, zile de astea. Asta e numărul prea repede și pierzi prea mult timp dacă zici după bombardiere. Că nu zic că toți idioți au bombardiere și bagă toți banii în gunner. Am venit vorba de echipaj, mi-am uitat să-mi upgradez echipajul pe majoritatea avionilor. Și nu prea mă înțeleg nici cu noul sistem de ranking, nu prea îmi place că tot primesc bătălii în rankuri mai mare cu avioanele mele. Se întoarce spre mine. Ok, dacă vrei o întâlnire față în față cu un Focke Wulf. Foc! Am luat un gunner. Să arunce bombele, nu trebuie să arunce bombele. Și l-a furat altul, firai tu să fii de Message Me Too. Și asta, că-s mulți idioți care, cineva care e un avion care e în flăcări, trebuie să mă duc să dau șonier. Și bineînțeles, eu l-am spucărat pe ăla, dar vine ăla cu Message Me Too. Încă mă descurc bine, de obicei, în medie fac cam 7 kill-uri pe o bătălie de arcade. Cel puțin contra rușilor, pe serverele europene. Serverul european, chiar mi-au bătaie, nu prea... nu mai am răbdare, nu mai îmi place să fac manevre evazive. Nu mai îmi place că mi se pare inutil. Oh, aș putea acum, da, aș face farfetch sau rai cu știe ce. Un loop mai reușit. Ne. Ca să ce? Ca să pierd 30 de minute sau... jur în spatele lor. Ier. Nu dor ca să începem ier. Să arunc în spatele lor după aia să-mi sunt toate muniția ca să... văd cum rusul nu ia niciun pic damage. Ierul fuge. S-a prăbușit Dornier? Nu, Dornier nu a zis că nu, eu nu o să mă duc după ierul ăla, o să mă duc să fragmenta. Și că majoritatea e jucătorilor sunt proști. 109 nu vine după mine. Vreau să piedepsim ierul 2 ăsta. Avem 4 tunuri de 20 mm și 2 mitraliere. Nenea ierul, ce faci? Bineînțeles, l-am ciubit complet și încă fiu vreo probleme. Oh, avem un... și nu înțeles mine aflat și la un King Cobra. Oh! Hai băi, cam flapsul, what the fuck? S-a movit asta. Mai și bineînțeles. Eu stau să trag o jumătate de oră pe ieri 2 pe King Cobra și vine un
un alt foc of Wolfgang, îmi sparge imediat într-un o singură rafală. Mă enervează, mă enervează că mie trebuie un secol să dobor ceva și ei vine o rafală. Mai ales când iau americane cu 50 carurile lor cu 12.7 și... După aia dau reload și după aia vine un american, un alt, un inamic cu un corset și... Și gata, explodez într-o minge de foc. N-am noroc la jocul ăsta, n-am noroc deloc. Trebuie 5.000 de focuri ca să dobor ceva. Poate că nu știu să trag, poate că jocul mă fute, poate că n-am noroc. Ele 2-3 pe el, n-are rost să mă bag în spatele lor să mă ciulească ai mei, că sunt retarzi peste tot. Este un 109. Să vină pe acolo, ok, suntem în poziție bună. Uii! Încă n-am abordat 109-le, ok, scapus, să ne întoarcem. Întoarcem și fugim. N-am upgradat 109-le. Ăsta, un IAC 3. A, l-aș putea să-l iau. Aliați-l vezi cam departe. Oh, fuck! Oh! Prin gheogherul 2. Și bineînțeles că archeii, toate bombardierele sunt mai rapide decât noi. Alt 109G, 11-63. Spitfire, Spitfire. Indestructibile Spitfire. Cum ziceam. Vine un Mustang cu... A, nu, ăsta are 20 mm. Bineînțeles că el are 20 mm și idiotul dat în el. Vine un Mustang și-mi dă o rafală, cu toate că eram cu turnul fix pe cockpitul lui, dar nu el. Mă enervează situațiile în care trebuie să am 6 egale să câștig, să zicem, și o pierd de fiecare dată. Cum am zis, poate, nu știu, strai. 3-3, nu-i mergi prea dat. Poate că sunt și prea agresiv, adică mei stă tot... Dar am de ales să mă duc în față unde poate să mor 1-2, garantat, sau să stau în spate unde toți idioții sunt, care așteaptă doar să vine unul separat. N-am mai mort. Și după aia tot să înghese pe el să pușcă unul pe altul, să fac ramming, să lovesc unul de altul. Mier 2, în fi interesant, am departe. Dar mai place, mai mai joc, dar nu... Sincer, mai enervează, zilele astea, cum am zis, mai enervează mai mult decât mai enervează World of Tanks. Și World of Tanks mă enervează enorm de mult uneori. Asta nu, pe Year 2 vin și eu. Mustang, Petrici, nu. L-au luat. Poate că mai trece 5 km. Se duce pe Petrici, nu. Ce să-mi dau seama ce face Mustangul ăla? Na, pierd vreme dacă ori după el, nu are rost. Asta e deja... Cât timp poate? Nu foarte mult. E, Spitfire. Și nu prea înregistrez că nu prea am ce să vorbesc, trebuie să concentrez aici. Să fiu concentrat, să fiu atent. Ele 2, 109, Typhoon. Spune-mi ce blond aici. Vreau să iau Focke Wolf-ul. Focke Wolf-ul, Spitfire, chestii de genul. Trebuie să fii foarte atent în jocul ăsta la ce trebuie să faci. Corsair. King Cobra. E mort. Oh, fuck! E mort, dar și eu. Încă n-am putut să ridic avionul la timp. Cred că eram în ceva blocat de acolo. Deși archei n-ar trebui să fie. Sau nu, 109. De 109 este le-am grătat la maxim. F4-ul și celălalt. Dar am luat 5 kill în total. Dar n-am 6 cât are el. Iau 2 cu 6. Știu să putea să câștigăm noi dacă avem mai multe bombardiere. Nu cred că avem. Iac 3-uri. Mai au un B25 unier. Are Wellington și Heinkel 111. Telefon, IAC, Focke Wolf, P400. Și a început și în World, am răzbajut tot felul de avioane fanteziste, prototipuri și alte căcaturi. Mm.
Ok, am să duce tot pe 400, eu mă duc pe Focke-Wulf. Da, asta nouă le iese greu din dive. A trebuit să recunoști, mișto jocul. Câți oameni zbătălici, părți enorme. Uiii! Era unul undeva? A, uite-l! Burst! Come on! L-am luat. Și cineva a luat ce aveam eu în spate. Și uneori se mai întâmplă echipe. Problema e că dacă greșești, greșești ca lumea în locul ăsta. E 185, cum vii? Ca să dea cu rachete după mine. Ne încărcăm armamentul, da, că avem cam mulți care vin după noi. Și prefer să am tunele gata. Că dintr-o dată avem 7 kg. Ne-am zis că nu-s bun la jocul ăsta contra campara cu restul noobilor, dar mă enervez prea mult. 5 13 secunde, ne întoarcem. Bowfighter. Broken Fighter. Vreau să fac un dive pe el dacă am tunele gata, dar cred că... A, uite că se bat. Perfect. Și bineînțeles că e Broken Fighter și scapă întreg. Na. Și după aia vine un FV de un... Da, și mi-a... Un shot, gata, s-a mort, că na. Eu n-am bani să arunc pe jocul ăsta să fac echipajul invincibil la one shot de la Fiat. Enervant uneori, nu? Cam da. O să vă arăt ce avioane am pe garaj. N-am niciun jet, că grindul e fantastic de prost, dacă nu... Dacă aș avea premium, aș face încă 80.000 în plus. N-am premium. My results. Nu, nu mai arată nimic pe aici. Nu, sau nu mai arată până la sfârșitul bătăliniului. 109-le. Americanski, care urăsc, că toți au 50 cheluri, care nu se înțeleg cu mine deloc. Rușii cu iacurile nouă, în arcade tot. Broken Fighter la britanici și japoneze cu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a, și butelia. Statistic arată foarte bine. O, un tun de 57 mm, 20 mm, niște biplani mici, rapidi, agili. Da, și la atinge ceva și... Oh, the humanity, dezastrul lui Hindenburg e avionul ăsta. Orice îl lovește, explodează instant. Cred că cea mai mare problemă cu jocul ăsta e că depinde prea mult de zar. Incredibil de mult depinde de zar. Also, prima oară când joc pe harta asta. Nu că ar fi mare diferență, că doar sunt un avion, nu trebuie să te bați, să iei cont de relief, ești tank. Atât frumos, îmi place. Dar se bazează mai mult pe noroc decât pe skill. Degeaba ajungi tu în spate la un bombardier fără probleme dacă ăla are noroc cu gunul și prșt, zia pilotul în primul shot. Mi se pare corect. A, și nu o să facem asta, facem un looping dacă putem. Hai, grasule, hai, butărie, hai. O să iau mai mult altitudine. Și am un pic de viteză și după aceea când avem mai multă viteză ne întoarcem iar. Nu vreau să fiu în prima linie, că în prima linie mor. 190 FV-uri la altitudine, mă ajung repede la altitudinea asta. Facem un burst. Și suntem vânători de bombardiere. Hai, 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 tata, hai, 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 că poți, hai grasul, hai grasul. Hai, cred că avem destul altitudine. Ok. Nu știu dacă e idee bună să faci. Ce-am făcut, dar Spitfire deja la altitudinea asta, na. Arcade, ce zic. Toți au bombe Peșca, B7A2, Flying Fortress, că bineînțeles, mă! Eu cu rang 3, cred că am și 4 la ăștia, posibil să am și 4. Dau de Flying Fortress. Nu că n-aș avea tunul care să facă Flying Fortress, dar trebuie să și nimeresc cu el, trebuie să și dau critical hit cu el, să iau ceva important. De sus e. Destul de sus că să-l prind. Cred, sper. Nenea motorul, ajungem? Ajungem și noi azi. Vedem acum, ajungem să tragem.
ajungem să facem un căcat. Și toți zioții că, oh, când au ceva în spate, fac dive ca să pierzi alte tine. Pur și simplu, sunt niște oameni bătuți în cap care vor să apeșe butonul ceva să-i spodeze. Cred că am tu unul coborând după ei. Hai, mi-am destui prieteni jos la altitudinea aia, cum ar fi un bob fighter. Care se ocupe de ei, nu vrei să pierzi toată altitudinea câștigată doar ca să fugărești un idiot care, oh, a văzut că nu poate să facă raș pe bază și gata, B7. Și gata, fuge jos ca să îl omoare ai tăi, să nu-l omori tu. În păcate, B7-urile au tun de 20 de metri, unele din ele. Două tun de 20 de metri și ele. Și parcă-s mai agile decât un... ce dracu e ăsta, un kiosk de... Asta e problema, pierzi toată vremea, uși la altitudine, doar că-s niște boi care vor să... Oh, click, boom, click, boom, wow, wow, ce excitant, ce fantastic, wow, da, asta e cu tunul. Și bineînțeles că eu cu tun de 5-7 mm și 2 de 20 mm, pierd contra unul cu 2 tun de 20 mm. Vedeți de ce mă nervez? Că bineînțeles, turnul meu de 5-7 de milimetri e nimica toată. Adică eu m-am desintegrat mai rău decât B7-le. Invercirea venit niște zero-uri, care ne băie. Nu, eu sunt tot în rang 3 și B17-le, cred că o fi primul B17. Flying Fortress, poate ăla e de tier 3, de rang 3, dar na. Au făcut toată mergea, înțeleg că înainte, da, era tier 3 și prindeai cu tier 6-7. Ok, fine, bine, sunt de acord cu asta. Acum când au făcut 5 tiruri, de ce dracu bagă tier 3 cu tier 4? Oh, că unele avioane sunt mai bune pentru tier... echivalentul la un avion de tier 4. Atunci pune-ne dracu la tier 4! Care-i... scopul? Vreau să iau flying... nu, ce pula mea sunt într-un zero, să degrează dacă strănută flying fortress-ul spre mine. Zero, let's dogfighter-e, wow! Sunt fantastice dogfighter, sunt cel mai... se întorc cel mai bine. Oh, e mort. Ce naiba l-a spulberat? Nu mi-a arătat. Dar nu mi-a luat damage, am băgat și-o ceva gloanțe în el. Două tunuri de 20 metri, muniție puțină, dar sunt incredibil de agile. Dar să nu încerci să faci ream cu ele, că... am lovit ruși cu 10 de zero. De fiecare dată am pierdut și mi-a la rost să zbura fără probleme. Iac nouă, o veu ar trebui să-l spargă. Încă o șansă la Flying Fortress. Dacă îl rom, îi luăm botul cald, mai putem să-i luăm kilotul. Nu, îi luăm doar un gardă, că bineînțeles. Flying Fortress, mă! Și un idiot de Hurricane care dă pe mine. Și bineînțeles că el ne ciubește, că și-au băgat toți banii în gardă și căcatul de astea, nu? De ce să nu fie idiot până la capăt? F6F. Știi, mă nervează când Jingle zice, oh, dacă ar fi incent, dacă ăștia, fighterele ar avea motiv să urce după bombardiere, ce-ar fi să nu mai te duci tu cu bombardierul, până tu, chiar tu, ai zis că te plictisești cu bombardierul, nu? Oh, ce plictisitorie. Dar am plins un pic de bani. Tu ai luat mai mulți bani dacă ai face. Nu, ăla e mai periculos, că e după unul la noastră. Dacă nu, dacă te plictisești cu bombardierul, atunci de ce dracu joci cu bombardierul? Hai, bă, tunerele lui Tojo. TV care vrea să întoarcă cu noi. Ok. Nu, nope, cred că avem ceva în spate. E foarte posibil. Da, facem un farfec? Ah, fuck, am făcut un farfec. Un iag nou care vin după noi, în serios. Mă întoarcem invers, unde e? Uite-l. Și bătălia s-a terminat. Joa, ce... Prinde-l. Ah, l-a luat. Wow, ce timp am avut să fac ceva în match-ul ăla. Nu, mă, că trebuie să fie idioți cu bombardiere toată ziua în jocul ăsta. Oh, hai să arunc niște bombe. Hai să mă joc un flash game, să pierd toată vremea. Wow, cât XP ai făcut tu? Bravo, cât ai stat acolo? 7. Porcărie de joc. Asta nu-mi plac ground combat. Și am pierdut-o și pe aia cu germanii. Cred că n-are rost să joc
pentru doi dublă ca să joc un meci de căcat. Așa, mă, domination, asta vrem. Dar n-are rost. Ce pula mea, să joc o bătălie de ground combat unde toți jumătate în echipă joacă tot felul de bombardiere care sunt nebalansate pentru arcade, să ridic la 7000 de metri și după aia stă acolo, toți, clic, 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 wow, wow, pentru asta pierzi tu vremea în jocul ăsta, oameni proști, mă, ce să mai comentăm. Unde-i farmecul ăsta? Nu știu că vă dracu un flash game și lăsați Filip pe noi să ne batem în fighter. Eu vreau să mă bat, să... Dogfight, mă, da? Dogfight, nu? Nu e simulator de plictiseală, da? Ai mijla? Mergem să protejăm mijla cu cisterna noastră. Nu că ar conta altitudinea prea mult în jocul ăsta. Un dornier. Și altă chestie mă nervează. Soarele ăla infect, să-mi bag picioarele, soarele e cea mai mare tâmpenie din tot jocul ăsta, de fiecare dată e la inamic sau la mine. O, știi, hărțile sunt balansate, că e aer, da, nu, n-ai munți, te lovești de ei, sau dacă ai munți, toți au munți. Dar nu, mă, soarele trebuie să ajute mereu o echipă, da, ori în spatele nostru, ori în spatele lor, știi, ca să aibă ei avantaj când fac spawn. Cum de acolo, așa vine? Ok. Vine ceva? Ia să facem interdicție, lor nu lua deloc steagul lor. Un fau. Corsair. Nu ce mă spulbere corsairul ăsta. Wow! Ton de 57 de milimetri, 6 de 50 m-au aruncat, m-au explodat din prima. No. Cum să nu te... Cum să te joci jocul ăsta, nu stop? Nu poți, pentru că e o porcărie și ăsta de joc. Wow! Ăla știu ce o să facă. M-au venit nas în nas cu un tun de 5. Contra un tun de 57 de metri și eu am pierdut. El are 6 50 cal-uri și care, bineînțeles, au range mai prost decât un tun de 20 de metri și un tun de 57. Au mai puțin damage, dar... A mea, mă! El are noroc, mă! L-a scuipat Dumnezeu în cap când a fost mic. Spitfire, am putea să ne batem Spitfire. Spitfire care fac ground attack, ce tâmpenie. Pentru că asta se întâmplă. Oh. Încetinim. Dar bineînțeles că Spitfire-le de când le-au bufat nu mai mor deloc. Asta încă continuă, știi că e nu. Oh. Cel mai bun avion de dogfight, unul de cel mai bun. El face ground attack unde e la ăla. Mai e ceva pe aici, nu-i doar o. Și uite câți idioți au venit pe el. Că a venit vorba de noroc. Super lucky. Da, mai e ceva? Zero, super lucky. Avem doar mitraliere pe ăsta, dar e Kitty Hawk. Probabil o să facă ram la ceva. Și-a pierdut, și-a distrus coada singur. Și am toți idioți în spatele meu care vor să tragă după el. Trag pe mine ca să fac asta. Surprinzător că nu mor nimeni niciunul din becilii ăștia. Deci... Prea mult noroc față de skill și prea mulți retarți care habar n-au cum să facem. Hai încă 111. Care a văzut că suntem 6 aici. Oh, eu mă descurc. Dai. Și nu mai avem muniție la tun, că nu care muniție. Am luat air control, măcar atât. Pă, am nimerit și Heinkel, tot eu. Bun. Că ăștia habar n-au să trai. Mie mi s-a pus kill-ul, Heinkel s-a prăbușit singur. Pe aia nu știu, nu-i făcut nimic. Stuka. Nu prea vreau să dau nas în nas cu Stuka. Peșca, o! Oh. 2 1 și precis are la gunner. Niște fighter, eh? Spitfire, eh? Okay.
Nu fugărești pești ca oricum, sunt încă 5 dar nu știi pe el. Pentru că sunt prea rapide. Bineînțeles, făcute din Stalin, nu? Venea Spitfire, vin... nu vine pe mine, ok. O să-mi să se întoarcă, nicio problemă, nu-i grabă. Și dăm cu tunurile noastre! Zic că îi dăm cu tunurile noastre, fie să fie de... Că cad Spitfire, că nu vrea să moare, l-au blindat, mă! Op, 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 opa, Gundam style! Oh, fuck, ce mai au? Toți, ăștia au tot, tot! Și să nu e dreapta prea mult timp, fuck, hai că pot să-l iau, pot să-l iau! Nu, că nu mai am turn, nu mai pot să-l iau! Trebuia să mă concentrez, să mă întorc pe ce aveam în cur. Dar m-am gândit și eu că am echipă, dar nu, echipa noastră e prea ocupată să frece menta. Să nu ia bazele, să nu știe să joace o jocul ăsta cum trebuie, nu mai, cu cine, știi? Dar spre deosebire de World of Tanks, chiar dacă echipa ta e retardată, incompetentă, imbecilă, ce faci tu contează, da? Că omori tu 10 oameni, tu primești bonusul pentru 10 oameni, nu-ți trebuie, oh, bonus de victorie că ai câștigat, bullshit, dubla aia care e... Hai Spitfire, ia-l bă, ia-l bă, ia-l bă, na, ce dragi. Da, l-a făcut să plece. Pe 400 le vine pe Spitfire, ok. S-au ciocnit amândoi? Da. Ăla cu Spitfire s-au ciocnit cu... Jezus, viurea mătii vinea la ramă. Te pui cu zero la întoarcere? Dar da, când... Trebuie să fii bretard, mă, să te ciocnești de un Focke Wulf cu tu un Spitfire sau un Zero, care sunt cele mai mobile avioane, sau cu un fighter de un bombardier. Și totuși m-a ciurit un pic. Nu prea să simte, ok. Trebuie să facem asta, încărcăm tu, nu? Avionul ăsta e la maxim. Tot ce nu pun pe 63. Bagă niște viteză, Tojo! Da, pe 63 rusesc. Premium, avion de premium! Că rușii n-au destule avioane bune, trebuie să aibă și pe 63, da. Ce-i drept, i-au folosit cel mai multe pe 63, era Cobra și Super Cobra. Era Air A, da? Deci nu Air Cobra. Da, l-a luat. A, că l-a luat. A, că e un key. Toriu! Bineînțeles că la min, eu când trag în el, Toriu nu explodează. Din prima. Zero? Zero e mai periculos. Sunt cam mulți ai lor pe aici. Thunderbolt-ul mătii. Au venit să facă ram. Nu, la 5 e mai periculos. E mai important. Cu aripă lovită, Kitty Hawk, îl prindem? Hai că putem, hai to, aaa, că nu mai avem turnuri, oh. Invers. Ce să controlez în tastatură? Nu, partea-l-altă. Prinde Kitty Hawk-ul, prinde Kitty Hawk-ul. Dai, rupe-l, din alele să fie de mitraliere de căcat. 3, 2, 1, fuck! Și zero. Și zero! Prea trebuie. Oh, fuck, invers de asta. Nu mai aveam controle. Dar nu i-a cucerit toată baza, că nu. Mai am un zero. Wow. 10 kile. Muri de 3 ori. Ei au un japonez care a murit de ciudată. Patrick Stenseke. E greu să mori dacă te bagi la dogfighting cu japonezii și stai defensiv, adică te primi numai poziția ta. Dar cât o să dată defensiv, eu tot am 10 kg. Victorie pentru mine, că echipa e idiotă. Mi-a cap toate trei aeroporturile. Mă scuzați. Scoatem Broken Fighter-le? Nu putea să scoatem Broken Fighter. Să văd cât am mult am listrat. Cine pe primul loc este eu?
Ba, nu, cred că e destul înregistrat, destul word Thunder Buzzers. Vine data viitoare, mulțumesc pentru vizionare, like, subscribe și așa mai departe. Share! Și mă refer la SH, nu QH. Nu cântăreața, da?